efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Nicolae Tuturescu Brașov și ale grupării de jandarmi mobile Burevista vor fi prezente în această perioadă în zona locașelor de cult pentru slujbele din seriile premergătoare învierii Domnului. Începând de ieri seară, în seara aceasta, vom fi prezenți aproximativ un număr de 100 de jandarmi în fiecare zi pentru a asigura măsurile de ordine și liniște publică. În seara de înviere, aproximativ 120 de jandarmi vor fi prezenți tot așa în zona lăcașilor de cult. Recomandarea noastră este ca deplasarea să se facă doar pentru scopul pentru care există această permisiune de deplasare în intervalul orar 10 seara 5 dimineața, și anume pentru a merge și a participa la Sfintele Slujbe și pentru a lua lumina de înviere. În zilele următoare de duminică, luni și marți vom avea în vedere zonele aglomerate de agrement, zonele de picnic din Brașov, cum ar fi lacul Noua, la Iepure, pietrele lui Solomon, de asemenea și stațiunile montane, unde vor fi prezente efectivele jandarmeriei montane. Recomandările noastre sunt acelea pe care le știți, să păstrăm distanța corespunzătoare, distanța fizică și masca de protecție purtată corect. Totodată aș vrea să amintesc faptul că în acest an, pentru al 13-lea an consecutiv, lumina de la Ierusalim va fi adusă de o delegație a inspectoratului nostru, va fi adusă pentru județul Brașov.